Bună seara, bine ați venit. Noi ne-am gândit că noi facem reclamă și stăm toată ziua și facem reclamă și se presupune că trebuie să fim creativi, să găsim tot timpul surse de inspirație și să fim și relevanți și avem noi și un gând al nostru în care zicem că încercăm să ajutăm brandurile să ajute oamenii. Adică dacă tot le băgăm ceva în cap repetitiv, poate rămân cu ceva. Și în afară de asta, avem și norocul cumva, sigur, ne l-am și căutat, să lucrăm cu brandul românești. Noi lucrăm cu Timișoreana, cu Romtelecom, cu Arctic, cu Ciuca și cu alte branduri românești. Și atunci, din intersecția celor două lucruri, ne-am gândit că, unu, cum ar fi să vină cineva la noi în agenție și să nu ne vorbească despre ceea ce facem noi așa, ci din altă lume, din altă zonă. Da, e, câteodată e din altă lume. El nu ne spune în general, el ne spune ce să facem. Deja, vă dau. Și evident, având legătură și cu noi care suntem o agenție independentă, românească, cu steagul României la intrare și cu brandul românesc pentru care lucrăm. Și atunci, despre românism și demnitate, tema a venit foarte ușor și mulțumesc foarte mult că ați venit și sunteți cu noi în seara asta. Drag, mulțumesc pentru invitație. O să fie probabil și întrebări mai acolo. Da, pe o facem așa ca să, da, ca să profităm, să nu fie din aia să sfărăiți voi acolo. Eu, profesor, doctor universitar în românism și în demnitate, știți că așa se întâmplă, așa o problemă de comunicare. Vine unul și are sentimentul că el monopolizează totul și restul sunt niște nenorociți. Pe când, nu chestia asta ca în mijloc, Mircea Vulcănescu spunea un lucru nemaipomenit, zice că, domnilor, sunt aici nu ca să am dreptate, ci ca să ne lămurim. Verbul a lămuri este aproape intraductibil. Și atunci, cum să spun, oricum românismul și demnitatea sunt lucruri de suete, știți că nu mai sunt la modă, nu mai e trendy, apropo, în chestia asta, deci am zis că e o întâlnire sectantă de la început. Pe drum mă gândeam că, evident, nu vin să le definesc, dar trebuie să le surprindem. Și doi, cel mai important lucru într-o asemenea întâlnire este să vă dau undița ca voi să prindeți pește. Să vă învăț să pescuiți, să vă dau undița. Și filozoful german Hegel, băiat deștept, nu ca ăștia, a spus un lucru extraordinar. Să pui conceptul la lucru. Ce expresie extraordinară. De exemplu, românism. Dom'le, prin ce se manifestă? Știți că în 1938 a apărut o carte intitulată așa, Românismul, catehismul unei noi spiritualități. În 1938, semnată Constantin Rădurescu Motru, savant uriaș. Și spunea, secolul 20, ne ducem puțin acolo ca să vedem ce a adulmecat el. Secolul 20, zicea el, va fi marcat de faptul că fiecare națiune, pe proprie însușiri, își va crea spiritualitate. Zice, s-a dus cu vremea maimuțărilor. A maimuțărilii, care, acum uitați, am intrat din nou în vremea imitației din astea bolnăvicioase, din toate domeniile. Era un moment de maximă originalitate. Spunea momentul, îmi permit așa pentru mine să fac puțin istorie, ca să prindem puțin chestia de bază și să ne situăm pe urmă noi în locul istoric ăsta, că e foarte important. Zicea, românismul nu este naționalism. Naționalismul bun a fost în 1948 al pașoptiștilor și au reușit prin acest naționalism să aducă cu timpul suveranitatea României și să așeze România în locul, în concertul popoarelor europene. Bună definiție. Adică a așezat-o că n-avea identitate. Românismul zice, nu face asta, nu se ocupă cu suveranitatea, fiți atenți, ci cu menirea poporului român în lume. Extraordinar. Dom'le, ai un sens, dom'le. Ai o menire. Știți că mari actori, când se apropie de un rol, întreabă așa, că eu pe cine omor? Vreau să vadă scopul, sensul, motivația, cum zic, rolului. Una din lucrurile astea, Bibanul, Dumnezeu să odinească, profesorul de actorie genial era. Zicea, Gică, știi de când începe piesa Otelo? Că trebuie să-i prinzi cheia. Păi știi că tomuri de analize, de nu... Când el se uită la ea
și o soarbe din ochi, pentru că este superbă, frumoasă, blondă. El și complexat că era maur, un bărbat nemaipomenit. O iubea, o diviniza și vine Casio și spune la ureche atât. O cunoști de mult? Zic că din clipa aia începe să lucreze motorul. Și zice Shakespeare, gelozia, monstru cu ochii verzi ce singur își mănâncă coada. I-a dat drumul la leu. Da, o cunoști de mult și l-a nenorocit. Așa și chestia asta a unui motor pe sensul ăsta, menirea unui neam, îi dă sensul în lume. Îi dă, să știți că mare conștiință din zonul Dostoevski vorbea de menirea poporului rus. Deci avea menire misionară. Era total, cum să zic, fanatic în chestia asta. Deci el face o distinție între naționalism și românism în sensul acesta. Mai mult decât atât, face o întoarcere în timp și zice, dom'le, ce l-a apucat pe Carol I la 1906 când a deschis universitatea, s-au prezentat că dumneavoastră de aici sunteți specialiști în materie, adică sunteți specializați, sunteți profesioniști pe sectorul ăsta, să dăm un răspuns paradoxal profesorul, care a zis, majestate, vom pregăti și vom scoate specialiști. Și Carol a zis, nu am nevoie de specialiști, am nevoie de caractere. În contextul în care Europa de atunci era marcată, ca și acum, că ăștia au puțin o schizofrenie conceptuală, era marcată de faptul că viața sufletească a unui om este rodul tehnicii, a muncii. Începuse și materialismul, un fel de metafizic din asta materialistă, plus Marx și toți ăștia, și zicea că omul este rodul producției. Viața sufletească. Și atunci Carol a luat-o invers. Și a zis așa, un caracter, zice mai departe, dezvoltă ideea Constantin Rădulescu în motru, un caracter puternic de caracterele puternice ale unui popor depinde de destinul lui. Caracter puternic creează tărie sufletească. Este obsedantă din punctul de vedere pe ideea de putere sufletească, tărie sufletească, reformă sufletească. Nu vedeți că în România totul e distrus? Și vor să distrugă, eu când apar la televizor, asta parcă să mai au că tu injecție pe tăria sufletească a neamului. E asta vor să o distrugă. Și acum, celelalte lucruri pe care vi le pun pe tavă ca să avem de discutat, dar și ca să le vedeți. Pentru că altfel rostul meu nu poate să fie decât să fiu logoreic și să discut definiții. Tocmai aici, deci ne aflăm în anul 1938, în care românul, ia gândiți-vă ce elită de intelectuali era acolo, bun. Eliade, Cioran, Mățuțea, Polihroniade, Noica, așa, au început să adulmece tineretul de atunci această conștiință. Zicea că românismul este starea de conștiință care îl face pe român să știe pericolele. Pentru că când știi tu menirea ta în lume, știi și menirea altora. De exemplu, alții au numai menire expansionistă. Îi ghicești, m-ați înțeles? Îți dă ca la arte marțiale, îți dă un alt simț. Când îți cunoști menirea, le cunoști și celorlalți vecini, ca să zicem așa, menirea. Tot cam în perioada aia striga Brătianu că poporul român are decât un singur prieten și vecin, Marea Neagră. Vă rog să rețineți pentru că cu asta lucrați. Băi, a zis la disperare. M-ați înțeles ce vreau să spun? Sunt oameni care, de o inteligență și geniali, care au zis la disperare. Mircea Fulgănescu. Dacă poporul român dispare printr-o calamitate și în locul ei vine o altă populație, tot poporul român se va forma. Sunt date. M-ați zis, este un cerc. Este o determinare din asta fantastică. Bun. Ce se întâmplă? Toată această elită, el mergea pe conceptul de tărie sufletească și de caracter. Și spunea ce dreptate a avut Carol la 1906, când a intuit că are nevoie de caracter. Pentru că și dumneavoastră, când faceți o reclamă, care este un act artistic, un regizor de reclamă trebuie să fie un formidabil regizor de film de lungmetraj, pentru că, de fapt, în reclamă concentrezi informații și, cum să spun, imagini pe termen scurt, fantastic. Ultima pecete în artă, zicea Leonardo da Vinci, este cea morală. Pentru că ai o responsabilitate extraordinară în momentul în care faci o reclamă. Asta o să discutăm mai încolo. Dar acum, gândiți-vă că acest suflu de românism, el este mult mai vechi. Bogdan Petriceicu, HD-ul, spunea nu cu abstracțiuni se face bine România. Vedeți câte abstracțiuni sunt. Ci cu românism. Iar românismul este precum cămașa lui Hristos. E o temperatură.
Ți ai pus o pădure, o temperatură, domnule. Care ar fi abstracțiunile? Știți că pe Țuțea l-a întrebat domnul Țuțea, una din Occident, cum stați cu drepturile omului? Și s-a uitat Petrică Țuțea ca dulăul de la stână la aia și a zis, cu coană eu nu sunt om. Eu sunt Petrica lui Viorica din județul Tulior. Dumnezeu, nu sunt o abstracțiune. Sunt cu nume, cu botez, m-ați înțeles? Cu o identitate creștină. Și vedem că Constantin Rădulescu Motru surprinde această dimensiune în care spune așa, ce, dacă ar fi să definim spiritualitatea românismului, zice, este acea spiritualitate care face loc meritului. Iar meritul pune în valoare sufletul românesc. Exact ceea ce în România nu se întâmplă astăzi. Dați văd că în România sunt false valori. Nu e nimic recompensat pe merit. Valoarea e devalorizată și este, nu are preț, este disprețuită. Deci e o spiritualitate care face loc meritului. Iar meritul concentrează întreg sufletul românesc. Îl vezi dumneavoastră că un om meritoriu în reclamă, în medicină, în teatru, concentrează în el acel suflet care devine exponențial pe plan internațional. Pe plan internațional, adică este foarte bine surprins. Deci face loc meritului, ceea ce ăștia nu fac. În România nu fac loc meritului, de-aia este deșertizarea țării. Știți, crima mare care o fac. Apropo de românism, de asta, potențialul dumneavoastră este imens. Sunteți tineri. Potențialul, eu lucrez cu tineri de 20 de ani, este imens. N-am zis că este mare, am zis că este imens. Este genial. Câmpul de manifestare e nul. Nu te lasă. Aici este o sectă. V-ați găsit o insulă unde să puteți bombarda. Nu sunt toate așa. Eu am reușit la Rașcodia să adun niște tineri de 20 de ani și să fac generații, dar nu e tot teatrul românesc. Nici pomenare, de la sfoare la Ministerul Culturii, perfect. Fizicieni mari, matematicieni, doctor, fug, le spală cărele, îi folosesc, m-ați înțeles? În loc să se creeze aici piatră de hotar formidabilă. Și facem, pentru dumneavoastră m-am gândit să vă dau etapele ca să puteți opera. Deci tinerii ăștia, pe să ne discutăm noi acum, s-au prins dumneavoastră treaba asta. Și s-au prins pe planul, că nu a fost mai Constantin Rădulescu Motru, era o temperatură a românismului, dată de Eminescu. Și de fapt, cam toată perioada interbelică pleacă din suflu, eminiscian, fantastic. Asta, știți cum zicea Eminescu? Poporul român trebuie să fie, poporul român ori este românesc, ori nu trebuie să fie deloc. Fantastic, era domnul. Bogdan Petricicu H2. Românul încetează să mai fie atunci când nu mai este român. Deci erau din ăștia, domnule. Bolovani, stâncă. Eu m-am citit așa, pac, pac, și vezi că toți, fără să vorbească unul cu altul, te dau definiții din asta. Dar nu, să nu crezi că germanul face altfel. Să nu crezi că americanul sau evreul fac... Nu! Și așa e bine. Pentru că sunt neamurile. Neamurile stau în identitate, în diferență. Cultura și dialogul se face pe diferență. Nu se face mâncă în toți danone. M-ați înțeles? Ce ai mâncat? Danone și eu tot danone. Bă, dar vreau... Ce iau urte pe vreau Ceaușescu din ăla. Dăm de capră de la țară. M-am dus în Murmansk, în Siberia, și ăia ascultau numai muzică occidentală. I got you, fuck you, man. În Siberia zic, ce facem noi? Că am vrut să am fi să văd aici, ai schimoși, să văd foci, nimic. Erau Madonna. Deci, nivelare, comunism. Elita, pentru că și dumneavoastră aici faceți o chestie de performanță de elită. Elita creată de tineri, creează acea forță morală care tractează un neam. E, asta a distrus-o comunismul. În torturile de la Pitești, știți că ați auzit de fenomenul Pitești, ceea ce li se cerea, le cerea așa, să zică că nu există poporul român, să nege, să zică că e doar o populație, că nu există Dumnezeu, că mama este prostituată, tot. Și atunci îl scotea din matcă. Cum se face și acum, se face soft. Faptul că eu am apărut și am spus, am vorbit de calitățile dumneavoastră, de calitățile poporului român, m-au făcut nazist. M-au făcut și mustață așa ca la Hitler și au zis că sunt hitlerist sau sunt conducătorul mișcării de dreapta. Pormă m-au făcut mason, mă rog, asta se numește fenomen de izolare în securitate. În serviciile de securitate izolează și distrugerea mediului ambient, ca să nu mai ai încredere. Cei care au venit cu ideologia comunistă trebuiau să îl scoată pe om din matcă. Omul, nemai fiind în matcă, nemai având identitate, este cărămidă, este instrument.
Și asta le cerea. Matca identității românești trebuie distrus. Și au murit. În pușcării au murit vreo 300.000. Genomul fricii s-a făcut. Beria, care a fost ministru de interne al lui Stalin, în 1936 la Universitatea Lenin din SUA, le învăța pe studenți cum se face actul supunere prin psihopolitică. Cum se face și acum. Vă explic imediat. Dacă în interiorul țării se făcea desprinderea de românism și de creștinism, acolo se făcea așa. Și le puteți identifica acum, dar era metodă hard atunci, ca să zicem pe computer, acum este soft. Deci așa, distrugerea oricărui fel de inițiativă personală. Adică exact ca și cum ați sta aici și n-ați ascultat decât de un centru. Reclama se face numai așa. Pe mine nu mă interesează ce faci dumneata în cap. Și asta. Deci distrugerea capacității de creație se merge de la centru în sus. Bun. Când ai distrus, îi monitorizezi pe toți. Faci reclama la borcane, cum spun eu. Tu doar execuți. La Tampax-ul, la ce vrei, faci cum spun eu. La detergent, îți spun eu, îți dă linia. Și atunci creierul se amorțește. Ca la televizor. Tu o asculti pe proastă aia care de știre, dar tu nu poți să-i spui. Eu aș face televizor, zic, stai, fă, că ești împită. Păi da, zice că un avion cu 300 de pasageri s-a prăbușit. Și bine că n-ai crăpat tu. Trebuie să o înjuri ca să ai atunci un... Și tu nu poți, stai ca bou și primești... Este o pasivitate care la un moment dat te duce așa prin casă, merge așa simplu. M-ați înțeles? Deci distrugerea inițiativei personale. Pe urmă, degradarea continuă. Degradarea economică. N-ați văzut că la noi, din punct de vedere economic, te degradează și scot babele alea care se bat pentru o pungă de ulei la televizor, la mall. Câte 300, 400 au niște mușchi, zici că sunt de la greco-romane. Foarte puternici. Îți dau jos în proteză, în cap. Au forță foarte mare. Nu știu de unde, că dacă ar fi așa înfometate, n-ar fi... Dar le arată ca să vă degradați întăria morală. De multe ori, de 6, de 10 ori, timp de 2-3 săptămâni arată fenomene de genul ăsta. Arată tineret care s-a dezbrăcat la mall ca să ia o rochie, să ia nu mai știu ce, ca să arate că banii sunt la ei și dacă cu demnitatea ne ștergem la fund, dacă e nevoie, dacă vrei un CD, te dezbraci în curugol și bun. Astea sunt lucruri care erodează. Și zice Beria, degradarea continuă, tortura continuă, la noi este tortură psihică, n-am zis că e criză, recesiune, te ține, zicea Alvin Toffler, masa de incertitudine din jur. Ești într-un ocean de incertitudine. N-ați văzut? Este o frică fantastică, că nu știi ce se întâmplă ziua de mâine și stabilirea în prezent. Dar Beria a mai zis un lucru extraordinar de cinic și de criminal. A zis smulgerea religiei. Și a zis, dar de ce au întrebat studenții? Pentru că un om care crede în Dumnezeu îndrăznește. Păi de ce îndrăznește? Pentru că a aflat care e suflet. Și păi zice că ești viața de apoi și atunci el nu prea mai este legat așa, știi, ca ăștia de Bancorex, de avere. El are un soi de privire de altă factură. Pe când dacă îi tai capacitatea de a trăi la ideea care suflet, îi scoți piciorul ăsta din eternitate, îl bagi înapoi și îl plasezi în prezent. Și îl faci, nu să-i fie frică de Dumnezeu, ci de om. Păi în pușcările comuniste, în lupta de rezistență, în tot ce s-a făcut, s-a făcut cu român care nu le era frică de om. El avea frică de Dumnezeu și atunci îndrăznea, mergea până la cap. Am citit niște chestii pe front când spuneau cei că moartea să mai aștepte. Avem treabă de făcut. Români, țărani, să aștepte moartea. Până nu îi învingem puștea prin călecău. Dacă te uiți la cotul Donului sau din inegalități din asta. Ce ofițerime am avut, ce soldați extraordinari, ce creiere nemaipomenite. Tocate, făcute carne de mișcă, așa au vrut băieții aia să ne bage comunismul și să-l țină și astăzi. Să nu ne depărtăm. Deci vedem că este o scoatere din rost, din matcă. Românismul este o matcă, este un rost. Este o dimensiune a ființei în care ne-am născut. În clipa în care l-ai scos pe om din această dimensiune, el devine o cărămidă. El devine un instrument, nu mai are putere. Știți că în filmele cu cowboy, ăla nu-l întreabă de unde vine, de biografie, nu-l pușcă direct. Că dacă l-ar întreba, e mai greu. Are o biografie, deci banditul, de regulă, știi, te taie, nu te întreabă de unde. N-are nevoie de identitate. Te taie ca pe un animal, brusc. Și atunci identificăm acest românism ca pe o putere. Ca pe o putere ființială. În care nu trebuie să ne încreștezi foarte mult. Trebuie doar să-l recunoști și să-l lasă să se manifeste. Nici nu trebuie să-l definești. Când a zis eu, apropo de identitate, bă, fraților,
Boala asta a definirii, sigur că în știință ai nevoie de definiții ca să fim bineînțeles, și în arte ai nevoie de definiții ca ipoteze de lucru, dar nu băgați definiția în absolut, că altfel trăim din definiția unui om. Eu nu mă întâlnesc cu Felix, ci cu definiția lui, cu brandul lui. M-ați înțeles? Nu. Aia este necesară, brandul e necesar pentru market. Dar dincolo de așa ceva, este taina existenței. Și aici trebuie să fiți foarte atenți, pentru că ea se manifestă. Îmi aduc aminte de faptul că Eftușenko spunea, nu noi trăim taina, taina ne trăiește pe noi. Ca în momentul în când ești îndrăgostit. Și cum am îndrăgostit, da, domnule, îți trăiești dragostea, dar dragostea te trăiește pe tine, pentru că dacă ai trăit tu, pe aia îi face tu ce vrei cu ea. Nu sunt cazuri, de exemplu, în dragoste, cazul ăsta, el mic, ea mare, zică, cine se aseamnă, se adună. Da, așa este, dar e și invers. Și eu zic că eu sunt mică și isterică și Elena și cam. Și de ce? Ne potrivim perfect. De ce? Când urlu, taci. M-ați înțeles? E fantastic. De o substanță umană, domnule. Nu poți să intri în așa ceva. Iar, de regulă, feriți-vă de definiții în ceea ce privește demersul creator și mai ales existența dumneavoastră. Românismul nu este o definiție. Este o condiție. Știți cum e cu aia, cu definiția, ăștia în Occident au obiceiul să le definească pe toate, zacuscă, ciorbă de burtă, toate. Și nu e cam așa. Nu e, le scapă adevărul. E ca în bancul ăla care intră unul la psihiatru, deschide ușa și se bagă direct sub birou. Și psihiatru zice, știu, știu, sunteți o pisicuță care și-a pierdut mămica, așa, domnul doctor, vreau să vă spun, nu, nu, ești un cățeluș care a fost alungat de acasă de către stăpâni răi și agresivi și acum își caută adăpost, deci, domnul doctor, iertați-mă, nu, nu, ești un copil de un aurolac, un orfelinat, că, domnul doctor, mă lăsați să instalez internetul. M-ați înțeles? Băi, deci pe voi trebuie să vă lase omul să instalați internetul. Adică să vă faceți treaba. N-ați că ăștia sunt specialiști pe ideea că îți dau peste mână. Îți dau peste mână. De unde știi tu că ăla din fața ta nu are potențialitatea unui unicat? Și atunci cel mai important lucru este să faci temperatura. Când, și până, ăla și până să crească. La tu se creează ca în plan artistic. Creezi o temperatură, o temperatură de creație. Și acolo mintea dezinhibată, liberă, începe să funcționeze. În, poate odată o să veniți să vedeți un, să zicem așa, o repetiție, o chestie de școală pe la mine pe acolo. Și să vedeți spectacolul ăsta, Royal Fashion, astea mari, Don Quixote și mai ales ultimele care au scos ei, ca să vedeți o altă atitudine în teatru. Nu are nicio legătură cu teatrul. Este, cum să spun, un limbaj de tare, am făcut 40 de țări. Spulbere tot. Nu are legătură cu pantomima. Este și pantomima. Cum e nume? Nu e fără nume, nume. E ca aia, Tao, calea, fără de nume. Păi am văzut că Bașii Step, când m-am întâlnit cu niște colegi de la Royal Shakespeare, eram la Londra, și zic, bă, Dane, nu știm, nici să o vindem nu putem. De ce? Este între genre, este între genuri. Păi zic, despre asta e vorba. N-a zis că mintea românească este atipică. Este atipică, găsește Gogo Constantinescu când s-a dus la ăia în Occident să le facă tragerea prin elice, tot al doilea război mondial s-a făcut pe principiul lui și Messerschmitt-ul și ei au zis că este magician, pentru că nemții au zis, n-ai cum, că se învârtește elicea pe diferite viteze și le-a zis, a calculat și a zis, așa se face. Pomul cu principiul consonantic au zis că este șaman. Din când în când, uitați-vă la vârfurile românești, au o gândire care iese din spațiul logicii obișnuit. Aproape că lucrează pe determinante cuantice. Îl vezi pe Brâncuș că părăsește atelierul lui Rodin. Brusc, era cea mai mare personalitate. Ascultă-i, de ce? A zis, domnule, la umbra stejarului nu crește decât iarba. Dar Brâncuș este primul care sculptează în istoria omenirii lucruri care nu puteau fi sculptate. El nu a ascultat o pasăre. A ascultat pasărea mai asta, dar scrie zborul. A ascultat concepții. A introdus lumina în sculptură. Când eram la Chicago, pe pereți, Picasso, Braque, la un din ăsta, un muzeu internațional de artă, și era Brâncuș. Și am observat genă de receptare. Brâncuș pește, făcut în marmură. A avut un american, așa mai un cap acolo, și a uitat așa la Picasso, așa, și când a ajuns aici a făcut așa. Pentru că Brâncuș scultase cu lumina. Te mișcai și lumina plutea pe el. Și îți dea senzația, dar foarte, nu de efect din ăsta trivial, laser, că ceva e acolo.
Se mișcă. El cum să zic, cizela, rafina până la maxim. Știți din ce cauză? Avea buricile degetelor arse, că, ca să supraviețuiască la Paris, spala vas și s-a opărit. Și atunci el zicea, fac sculptură pentru orbi. Dacă este să intrăm pe structura gândirii lui Fantasia sau pe structura gândirii lui Traian Voia, primul aparat care s-a ridicat de la sol, nu cum zic ăștia frații Raiță, au mers pe curent marin, sau structura gândirii lui Coandă, sau al lui Păulescu. Dacă luați așa rezumativ personalități care au cucerit lumea și o să vedeți la traducătorul român, că ne dați și nouă voie să punem câțiva români, că nu ne-au pus niciun român. Dar din ăștia care au schimbat concepții. Și atunci trebuie să fiți foarte atenți la voi înșivă. La capacitatea asta de creație, pentru că românismul mai înseamnă ceva. Gena de țărani român este anarhică. Nu ascultă de nimic, dar nu în sensul că creează dezordine. Nu. Rupe sistemele care sunt relative. Țăranul român nu îngenunchează decât în fața absolutului. De-aia Nae Ionescu în filozofie zicea, nu-mi fac sistem. De ce? Pe-mi bag cu în coșciuc. Dom'le, nu poți să-ți iubești iubita prin sistem. După manualul de body language. Deci, acum s-a pieptănat. Este un semn erotic. Bun. Să vedem ce fac eu. Nu poți decât dacă ești cretin. Este acel ceva care te domine. Iar românul are... Ieri am avut o conferință, să zic, am cheia una așa, la Cluj, despre dragoste. Și le-am spus cum una, o doamnă antropolog americană, a luat un țăran român prin 36-37 ani și a scris în cartea Cine suntem. Ce interesant că țăranul făcea studii asupra ei. Ea era modificată, săracă. Dar mare de tot. Și acum e considerată una dintre cele mai mari. Dar cazul ăsta mi-a arătat că, de fapt, ea era obiect de studiu. Era deformată mental. Și vă dau exemplu de genul acesta. Românul și păstra, domne, rădăcine. L-a luat și a dat o revistă în asta, un fel de cum se cuceresc femeile. 36 de rețete și nu. Și la 5 secunde a zis, domne, dar vă ia timp mult, la noi e simplu. Înțelegi? Nu înțelegea că ea considera o femeie un tort. Mai pui o acadea, mai pui... Și numai se distruge. N-ați văzut când... Când eram tânăr și mă întâlneam cu iubita pe cea care... Îmi făceam în cap tot felul de scenarii care în clipa în care vedeam se făceau praf și pulbere. Zic, ce o să-i spun, cum o să-i dau buchetul de praf se făceau. Îmi tremura mâna, nu-i mai spuneam ce am spus. Această forță extraordinară pe care românul a sezizat-o, știți cum zice Olteanu? Las-o încurcată, bine că e vie. E o dimensiune, domnule, de tonus extraordinar. Repet, nu spun că sunt neburit cu pământul. Doamne ferește, mă avea păcate, nu, slăbiciune, indolențele noastre. Clar că le avem. Dar unde avem forța este fantastic. Este aproape... Știți că poporul român este poporul care a dat numărul cel mai mare de genii raportat la populație. Și pe locul 2, irlandezi. Asta vă spun așa. Da, da, este făcută statistic de un american. Este, ies, mă, din astea sporangei ca la mușchi. Mai înalți, așa, știi? Câte unul, de unde din mult, de unde ia prum? Știi că așa, câte o minte din aia. De-aia zic eu că cel mai important este această temperatură. Care ea se bazează pe un soi de, nu din asta, știi, țâvnoșenie sau paranoie, pe o considerație firească de sine și știți pe ce? Pe dragostea de propria ta condiție. Dom'le, să-ți iubești condiția asta. Dacă te uiți în trecut și vezi monumente de demnitate și de geniu, o iubești. Iubind-o, ai forțe noi. Știți că au descoperit și ăștia în manualul de psihologie mai modernă că fără considerație de sine e nenorocire. E nenorocire. Au făcut o experiență, citeam ieri în avion, îmi place în aeroport să iau cărți din astea. Cum să avem succes. Gândirea pozitivă. Sunt toate cretine. Drumul sigur pentru a-ți alege iubita. Nebunii. Dar printre ele, că acolo este școala behavioristă americană, vezi că fac foarte multe experiențe, sunt foarte curioși și cercetează pe grupuri, știți? Vedeți cum e poporul român? Ei fac statistici și Constantin Noica îi spunea lui Sanda Stolojan, dragă Sanda, am venit să te scot din statistici. Ați înțeles? Mai sunt și mincinoase, mai sunt astea, păi te determină. Geniu românesc. Mănâncă urzici. Mănâncă urzici, că dacă mănânci urzici, ți se schimbă sângele. Și dacă mai mănânci, ți se schimbă și mersul. Ai înțeles? Apropo de nutriționiști și apropo de lucrurile exagerate.
Dom'le, este fantastic că păstrează o măsură, dacă te duci în popor, în suflu popular, în înțelepciunea lui și apoi la nivelul de filozofi, o să găsiți niște constante din astea creatoare care izbesc toate prejudecățile omenirii. Și acum noi le stricăm computerele, că trebuia să fim cretinizați de mult. Și acum, știți care, am dat acum în Jurnalul Național un mesaj. Mi s-a părut paradoxal, i-a căzut la aia microfonul din mână, că eram la radio și nu știu ce, și în jurnal. Domnul Puric, ce ne facem cu etnia romă care fură la Londra și peste tot și ne-au făcut de râs în toată Europa? Cum putem repara această imagine? Zic, domnul, lăsați imaginea așa, nu o reparați. Pot să dau un mesaj către țigani? Da. Țiganilor, furați cât puteți. Furați, bă, nu mai fiți găinari. Furați la nivel de structură. Spargeți bănci, că oricum nu puteți recupera Roșia Montană. Deci, trebuie să facem un echilibru social, domne. Ei iau, n-ați văzut ce dexterități au când a furat? Eu am fost cu unul cu un țigan în Lozan și la Viena, acolo ne-am împrietenit, am stat 9 ore în gară până am prins legătura. Și un pătrân m-a întrebat, zic, unde te duci, bă? Zic, la festival, zic, dar tu, la furat. Și zic, am o sticlă de vin. Hai să o bem împreună, ce să fac acolo, până la Lozan, am băut sticlă. Mai povesteam, era haios, foarte inteligent. Ți-e foame? Zic, da, stai o clipă. Și eu am zis că se duce, că avea bagajul. Și a venit cu niște sevi și-o zic, că ăsta a avut bani și a cumpărat din gara. Mai venea și, vrei și cu carne? Mai 5.000. Zic, era furtul creștin. Ați înțeles? Cazuri, am mai vorbit acum cu cineva, au avut o protecție fantastică de la bande din astea. Paradoxuri. M-ați înțeles ce vreau să spun? Sigur că nu e bine ceea ce se întâmplă, dar știți că era o lege creștină în România cu care ei nu se mai întâlnesc. Pe vremea lui Caragea, dacă un țigan fură o curcă, lasă-l. M-ați înțeles bine? Acum au mai mult decât o curcă. Dar s-a luat... Ei nu pot să ia cât au luat românii de la români. Asta este altă problemă. Românismul nu suportă pe românii cu I din I. Ce zici de asta? Nu suportă pe degenerații. Îi topește. Dacă pui o cămașă de românism pe ăștia din Parlament, ei se sfincterizează, mor, se sufocă. E ca cămașa lui Nesus. Românismul suportă numai pe românii cu I din A. M-ați înțeles? Ăia, adevărați, rădăcini din astea puternice. Scrie acolo despre demnitate. Dom'le, demnitatea este darul cel mai de preț al omului. Un om fără demnitate nu are libertate. Un om fără demnitate nu are identitate. Un om fără demnitate nu poate să iubească. Să vă feriți întotdeauna. Aia fac doar acte sexuale. Pentru că o demnitate iubește o altă demnitate. Iubirea adevărată presupune respect. Iubirea nu înseamnă îndrăgostire. De îndrăgostire se poate îndrăgosti oricine. Iubirea presupune responsabilitate și bagă motorașul conștiinței. Știți cea mai frumoasă definiție a iubirii? Găsit undeva pe internet, mi-a arătat-o că nici nu știu să umplu pe măgăoaia aia. Dată de o puștecă, un copilaș de 5 ani, o fetiță, zice că iubirea este atunci când lui bunica i-au căzut ochelarii pe jos și bunicul, deși bolnav de reumatism, s-a plecat și i-a dat. M-ați înțeles? Este ea surprins. Gestul ăla care nu s-a poluat și n-a obosit între timp, după 50 de ani de a fi împreună, 60 de ani. N-a obosit, domne, n-a intrat în rutină. Demnitatea aruncă peste bord orice ideologie. Demnitatea este darul lui Dumnezeu. Știți că demnitatea începe de la prima lecție, domne. Zicea Aristotel despre filia. O cetate în care oamenii să se înțeleagă, să se respecte reciproc, să fie totul pe bază de dragoste rațională, zice. Pe iubire. Dar filia, zice el, nu se poate fără filautia. Filia înseamnă dragoste. Grecul a împărțit dragostea așa. Eros. Eros. E zeu. Filio este... Eros este dragostea către sex opus. Filio este dragostea cu prietenie. Pentru prieteni, unde intră toleranța, respectul, înțelegerea și agape. Agape care înseamnă iubirea universală. Hristos a mai introdus ceva inadmisibil, care a fost un scandal fantastic. Pentru că Hristos este scandalul cel mai viu și de asta este viu. A zis iubirea vrăjmașului.
sau să iubești ceea ce ei nu iubeau înainte. Un lepros, un bolnav, îl mângâi, îl ajuți. E asta data viitoare. Discutăm. Dar să vă puneți problema asta, ce paradox frumos este Hristos, ne-a izbăvit. Numai când te gândești că o femeie adulteră îi se tăia capul cu sabia sau era dezbrăcată și dată la prostituție. Și l-a fost spus în fața legii iudaice, în care alergau după o femeie adulteră niște mineri. Din ăștia cu securistul de ocazie, întotdeauna Evanghelia e plină de securiști, care îl întreabă, îl provoacă Domnul, că trebuia să-l crucifice mai repede. Îi zice, ce facem, învățătorule? Toți aia sunt foarte ciudați. Toți sunt ciudați. Zice, ce facem, plătim impozitele sau nu plătim? Că dacă zicea că plătim impozitele, ești laș, dacă nu le plătim, ești revoluționar și nu neapă cruce. Și îi dă răspunsul alea teribile, parabolos, pe lângă, parabolos. Zice, dă-mi o monedă. Nici n-a pus mâna pe aia. El nu a pus mâna. Și i-a căzut fața și zice, dă-i cezarului cel cezarului și lui Dumnezeu cel Dumnezeu. S-a împărțit lumea în două. E, cu femeia adulteră, desena în... Acolo e vorba de demnitatea femeii. De atunci, femeia a primit demnitate. A fost un botez fantastic. De la Maica Domnului este demnitatea mamei. Sper să nu le uit. El desena. Așa spune Evanghelia. Desena. Nici n-a ridicat capul. Aia erau cu adrenalină. Eu am văzut o gravidă bătută în burtă cu sânge de către mineri. Au făcut-o praf aici. Pe semne că ăia care au bătut-o nu erau mineri. Erau oameni din aia care schingeau înainte și au fost antrenați. Și a zis, ce facem, învățătorule, că o pedepsim, că așa cere legea noastră. Și el a zis așa, să dea cu piatra cel care n-a păcătuit. Dacă o ziceam eu, dădeau cu piatra. A zis-o el. Se pare că a fost o forță fantastică și când a ridicat privirea, a întrebat-o pe ea. A zis, unde sunt pârâșii tăi, femeie, dispăruseră? Știți ce s-a întâmplat în timp? În timp ce era scuipat, bătut, își căra crucea, o femeie a trecut prin garda romană și l-a șters cu marama aia. Era Veronica, femeia asta. Na, yeah. N-ați observat că la... Vorbim acum de demnitatea feminină. Fără să... Nu e vorba de feminism. Când auziți de feminism, să știți că e cretinism în masă. Feminitatea este altceva. Cum a zis un înțelept indian. Băi, nu e... Lasă, spalați pe creier cu politica corectă. Băi, încercă indianul să-i aducă la viață pe handicapații ăștia. Deci, nu e importantă, bă, egalitatea bărbatului cu femeia. Cum, doamne? Doamne, lasă-mă, aia se creează social. Important este riscul întâlnirii. Înțelegi? Nu vezi că ăștia pun molos peste tot ce este autentic? Ați observat că la Sfântul Mormânt nu se duc apostolii, că l-a fost frică. O paralizat de frică. Ca Iafa i-a și convins pe mulți. S-au ascuns ca șobolanii. S-au dus mironosițe. Păi știi ce înseamnă să te duci când era garda romană acolo? Aia care smulgeau pietrele din pământ. La aia este dincolo de curaj. Pariul lui Hristos a fost fantastic. El redă. Apostolii după cinzecime, când Duhul a coborât pe ei, atunci au primit forța demnității hristice și au și murit toți pe cruce. Problema este că demnitatea este o forță, Domnul. Este o forță fantastică. Un om demn nu poate să fie învins. Poți să-l omor, poți să-i faci, nu poți să fie învins. Demnitatea, mă întorc puțin la Aristotel, zicea, filia, dragostea, dragostea mea față de tine, dragostea mea față de tine. Nu poate să funcționeze fără filautia. Fără dragostea de sine, dar nu aia narcisică. De narcis, să te uiți în oglindă, ce frumos ești puric de dimineață până seara. Mai mare, aia e paranoia. Și autoconsiderarea în valorile pe care le ai. În valori. Cum eram obsedat, l-am sunat pe Felix, că domnule, să nu întârzi, să vin aici, că întotdeauna zic, nu-mi place să fiu așteptat și să nu... Am anumite lucruri le-am. În clipa în care tu îți recunoști anumite valori, un talent, o chestie, poți să recunoști în celălalt. Altfel n-ai cum să recunoști. Știți cum zice Caragia alea? Și eu și Mitocanu ne uităm la lună. Păi, zice lună. și eu și securistul ne uităm la România. Pentru aia este ghetou de muncă forțată, pentru mine e grădina Maicii Domnului. Este un lucru, știți că contează fantastic de mult cum ești privit. Apropo de psihologi, vă spunem o experiență care au făcut americanii. Cu o domnișorică
nici urâtă, nici așa mai anonimă și puțin timidă. Pentru că toți colegii și-au făcut o experiență de le-au zis ca tuturor colegii bărbați care au în jur, de a doua zi să se comporte cu ea ca și cum ar fi o femeie fermecătoare. Și lui nu i-a venit să creadă în prima zi. A doua zi, după a patra, a cincea zi a început să se aranjeze, să-și ia o rochie, să se... Fenomen! După o lună, ea s-a așezat foarte bine în rolul în care era primită. Vă rog să fiți foarte atenți. Secția de vis-a-vis nu știa de experiența asta și ea, într-o zi, a migrat acolo. Și toți ăia care nu erau puși să se comporte, se comportau ca față de o femeie frumoasă și atractivă. Mai mult, ăștia cu timpul s-au îndrăgostit pe bune de ea. Și atunci vedeți ce mult contează privirea care ți se pune deasupra. Uitați cât de bombardată e România. Handicapați, țigani, hoți, escroci, bă, nicio valoare în țara asta. Bă, dar chiar așa suntem cu noi, Europa. Tot timpul dăm extemporale, bine, avem și slujile astea care ne conduc, dar înainte fugeau cu punga la Istanbul, acum fug la Washington, la Bruxelles, la tot felul de cavouri din astea, știi? Mă primiți pe mine să fiu președinte, fiu prim-ministru, niște șobolani. Bun, îi lăsăm, că nu ăștia fac țara, ăștia sunt țepe, istorici. Astea sunt găuri, voi faceți țara. Și voi faceți țara pe resorturi foarte simple. De-aia am pus-o pe mama pe copertă, Dumnezeu să o odihnească. Era demnă, domnule. Dar nu e din aia, știi, așa să fie, cum să spun, țeapănă. Și vedea de căminul ei. Dar odată scotea o sabie așa, cura samurai. Tăiai, erau aia deja tăiați în spate. Vă dau un exemplu. L-am scris în asta, când, cred că l-am mai dat eu pe la televizor, sau nu știu. Acum vreo 10 ani, o pensionară, nu? Medic cu două specialități, abia trăia. Abia trăia, îi ducem eu bani de medicamente din ceea ce mai fac eu surplus. Știți, de demnitatea de a fi actor la Teatrul Național cu 250 de euro. Dacă n-aș mai scrie o carte, n-aș mai face alte spectacole, mă găsesc la metro. Pe asta fac, să te lovească în demnitatea de a fi. Dă-l bă, dracu, e clown, și clown e foarte greu să fii. Clown este... Păi, cine-i clown este geniu. M-ați înțeles? Și bă, actor pe acolo, un nenorocit, n-ați văzut? Ei de aici cine sunt? Și atunci te atacă în demnitatea de ce fac ăștia, bă, fac reclame, dă-i bă, dracu. Bă, e o muncă fantastică. Cu ce ochi ești privit. Și mă duc aminte de mama, domnule. Eram în garsonieră, aia sunat telefonul și o voce obraznică. I-a zis, alo, vreau cu Damburic! Una din asta în alegretul, așa, o ciocănitoare din asta. Dumnezeu, și am văzut următorul lucru, apropo de demnitate. Mama nu s-a speriat. N-a făcut nicio concesie ca să intre în ritmul aia de ProTV. Și a răspuns foarte calm. Și a zis, eu sunt mama lui Damburic. Draga mea, iartă-mă, dumneata nu știe să te prezinți? Aia, incorigibilă, fiind cretină și așa, știți că a intrat într-o zi Petrețuțea la Capșa. Apropo de temperatură, numai oameni, unul și unul, intelectuale, artiști. Și a intrat și așa se discuta, erau liberi. Zicea, fraților, Licheaua nu evoluează. I-a anunțat pe toți. Și era Puiu Iacovescu, actor uriaș, fantastic, copil de boier, și a zis, Petrică, te înșeli! Am eu un amic, o jigodie și de câte ori mă văd e mai jigodie decât data trecută. Bă, așa și asta. Asta era mai jigodie după ce a zis mama. A zis, sunt consiliera, domnule președinte, să vină să-și ia decorație de cavaler pentru merite excepționale în cultură, că nu o să vin eu să-i o dau. Atunci, eu când am auzit, eu care nu aveam, eu aveam demnitatea erodată de ăștia, când auzi că e cotroșin, am vrut să mă repezi. Nu, președintele, făceam pantomim și m-am făcut așa. A băgat o aripă îngerească. Și tu, președintele, e cotroșin. E cotroșin. Deci eu venisem în viermă, brusc, pentru o chestie, cotroșin. Facem o mică pauză. Dumnezeu, în rai, împărțea minte. Cu Sfântul Petru. Și erau aglomerații fantastice, cu bătăi, cu pumni. Și au venit români. Vreo trei. Și zice, ce e, bă, aglomerea asta? De-i dracu, bem o bere, vin mai încolo. Că se descurci. Erau din ăștia, de reclamați, de OTV. De... Și după vreo 6 ore, au ceea, 3 navete, oameni serioși, și au venit amețiți. Gol! Inventar acolo, Sfântul Petru singur.
Ce vrem, dă-ne și nouă niște minte. Nu mai avem o băieță pe stradă. Păi cum dă eu ca proști, pe unde a spus? Nu știu, mi-am o bere, ce? Pe cât bă atâta timp s-a dat, de ce n-a spus? Dar ce suntem proști? Face reclamație, scandal, cu Sfântul Petru. Și în clipa aia a coborat Dumnezeu încet, vă spun. Ce se întâmplă, Sfinte Petru? Păi uitați, Doamne, am fost aici, am dat minte și ăștia nu au fost, au s-au dus să bea bere, s-au vândut și bețivi strigă la mine. Aaa, scandal! Și Dumnezeu, nu mai minte deloc? Nu, nu mai este, Doamne, am căutat peste tot. Nici în magazin, nu mai... Păi ce facem? Păi ce facem, Doamne, nu știu. Ce fac? Și Dumnezeu zice, da, am găsit, dă-le diplome. Așa și eu, mă duceam după diplome. Diplome. Dă-le diplome. Domnule, eu vreau diplomă, domnule. Vezi că așa este o demnitate erodată ca a mea. Deci știi că trebuie să-ți dai seama când ești cretin. Trebuie, că dacă nu îți dai seama că ești cretin, înseamnă că ești cretin. Fragmentul de inteligență, diferența între un cretin și un inteligent, e că inteligentul își dă seama când e cretin. Știi, am avut eu o iubită pe la 18 ani, s-a aranjat ea superbă și s-a împiedicat pe tocuri și a căzut. Băi, a căzut într-un praf fantastic. A început să râdă. Nu e din aceea. Scuzați. Știți? Nu, râdea ca proasta în tramvai, dar era fermecătoare, domnule. Era asta a fost, m-am împiedicat. Îmi zicea Bibanul, dragă puri, dacă ești știri, să nu râzi așa. Deci să uită toți, râzi odată cu gura, să obișnuiesc și gata. M-ați înțeles? Aproape de demnitate. Bun! Și mama mi-a făcut așa. Și acum mergem pe fluxul demnității, da? Mi-a făcut așa. Ca pune, așa v-am zis, punem conceptul la lucru. Punem demnitatea la lucru. Mi-a făcut un semn așa. Și a pus mai întrebare de cine câștigă este hipermiliardar. I-a zis așa mama. Deci n-a făcut nicio concesie nici la tonul, nici la obrăznicie și nici la sistemul ei de valoare. Și a zis așa, din altă lume, a zis, îi dă bani? Ai înțeles? Îi dă bani? Și aia, mai tâmpită ca data trecută, cum e posibil să cere să știu ceva? Crește-te cu dragul tare! Și aia țipa, cotcodăcea, isterica la telefon, putere. Și mama calmă, a zis, nu, a zis, nu, nu-i de niciun ban, nu? Atunci să-și o pună pe piept, pac! Și-a trecut telefon. Acum, etapa a doua, vă rog să gândiți la lucrul ăsta, pentru că cu asta veți funcționa doar. Și mai ales femeile, pentru că femeile au o anumită intuiție. Noi bărbații suntem mai slabi, iată, dovadă. Mă duceam după diplomă. Știți de ce femeile n-au succesul bărbaților? Aici sunt în Britanie deștept. Pentru că n-au neveste deștept în spate. Deci despre asta e vorba. Este genială, domnule. E genială. Numai britanicul cu spiritul lui practic putea să o vadă extraordinar. Dom'le, urmează faza a doua, se închide telefonul și normal că eu mă cer cu mama. Și zic, cum e posibil așa să zici, o să zică că ești materialistă, zic eu, care m-am dus și pe de gratis și fără diurnă și am făcut totul pentru țară. Dom'le, și eu certam pe mama o jumătate de oră, n-am sunit niciodată, dom'le. Stătea să uită la mine. N-a zis nimic și după jumătate de oră de scandal mi-a zis să-ți dea mama un cornuleț. Deci ea a văzut că mie lipsește un cornuleț. Asta era... Am crezut că au venit să mă ia. În halat albă, ducem. V-a vorbit că de două săptămâni îl urmărim. Așa. E, m-am supărat, pe aia am plecat. Și m-am dus să mă medalieze. Acum, știi cum e? Sfântul Duh lucrează în timp, dacă cum vrea el. Eu am atât de sigur. Asta mi-a dat diploma. Eram doi. Ne-a bătut Dumnezeu pe mine, mă chema pur și pe la Frunză. Era Victor Frunză. Zic, bă, ne mai trebuie o rădașcă și punem de o plantație aici. Frunze și Puric, caramitul ne-a dat. Și nu știu cum, când stăteam acolo la cocktail, da, era... Și nu știu cum, la cocktailul ăla mi-a venit un duh în spate, așa să zic, stăteam cu foaia în mână. Bă, parcă lipsește ceva. Și zic că nu mai diploma? Am întrebat eu? Eu care o certasem pe mama. Vocea, din spate. Știi. Zic, nu, nicio... Am început așa și m-am făcut așa când s-a uitat. Ce e anume? Și zic, simbolic. Da, ce? Păi nu e un simbol? Nu. Și așa niște bani? A, nu. Niciun ban. Dar aveți la Belu groapă gratuit. Da. E groapă, da. Groapă gratuit și îți trag 3 cartușe cu Kalashnikov-ul. N-ați văzut când i-au îngropat partiști, aia gardă, drept, înainte, e groapă. Am groapă acolo.
Dom'le, în clipa aia mi-am jurat că n-o, de-al dracu' nu o să mor niciodată. Acum, întorcându-ne la mama, m-a ajuns blestemul, așa, întorcându-ne la mama, ea știa că copilul ei, ca orice mamă, își prețuiește, știi, când zicea mama tot timpul, cioara, își vede puiul, așa, își apără puiul, da. Dar ea știa, mă știa că muncesc și mă intuia că am acolo câtuși de cât o valoare. Ea știa instinctiv că valoarea trebuie prețuită, dar știa tot instinctiv că ăștia o disprețuiesc și se fac că. Ei se fac că, cum a zis Petrețuțea, aflarea întreabă la român, il fovita, cretinismul național. Eu mă fac că, ne duc și la Revoluție, fă-te că lucrezi. Este boală. Bă, ia fă-te, bă, că îl faci pe la societar, fă-te că... Gândiți-vă numai la Oscar, dacă le-ar da lor o diplomă și atât. Și mumia aia sinistră, îmi place de statuia aia, care e un spermatozoid. Dar dacă oamenilor de acolo nu le-ar da, și tot, și Oscar, domnule, cum să zic, are o încărcătură fantastică. E un preț al valorii. Ai o societate bine așezată. Nu ne facem că. M-ați înțeles? Și atunci am văzut, e o lecție de demnitate, care mi-a rămas. Dumnezeu nu le-a făcut nicio concesie. Pe teren. Iar a doua pe care vă spun și până putem începe ca să dezvoltăm, cum zice americanul, work in progress. Ideea aceasta e cea a bunicii mele de care am scris. La 6 ani m-a luat în București, de la țară de acolo, și am urcat în tramvai. Și în tramvai, pe mine m-a învățat mama să plătesc 25 de bănuți, se plătea atunci la clasa a doua, 30 la clasa a întâi. Era taxatoare. Era cu bunica de mână și eu aveam banii mei, așa, și să dau. Și odată bunica mă lovește pe mână. Nu! Și ce să mai? Niciodată să plătești la comuniști. Tu nu, la 6 ani comuniști, n-am înțeles nimic. Și n-am plătit. Și de aici, cu bunica, de câte ori mergeam, făceam blatul. Bunica, fiți atenți, vă rog să crezi. Paradoxul demnității. Ia. Profesoare de limba franceză și de limba română. Tare tipa. Așa. Făceam blatul. Și după vreo 6-7 ori ne-au prins. Dar n-am simțit niciodată imaginea. Când ne-au prins, am avut sentimentul că bunica i-a prins pe aia. În primul rând că se uita cu o severitate fantastică la toți care plăteau bilet și îi considera trădători de neam. Așa. Ca niște scârbe se uita. Și ne-au dus controlorii unde puteau să ne ducă decât la miliție. Și când bunica intra în miliție, parcă intra la oficiul stării civile. Pam, 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 pam. M-ați înțeles? Deci ea era mândră, domne, că intră acolo. Eu tremuram tot un copil de 6 ani. Imagine, cum zice Bergson, de imagine remanent, care se rămân toată viața. Plutonierul ăla gras, mare, pe semne, tata parlamentarului de astăzi, că se merg așa în pauza parlamentară, a zis cum merg, se scoală greu de pe, de la laptop. Uitați-vă puțin la zootehnia lor. Stau așa, la legi. E cordul plin de grăsime, mănâncă somon, tot seamănă cu somonii. Și când ridică brațul, votează numai la majorilor de pensie, nu mai poți să ridice așa. Că îi ține cu sătura de la haine, se răstoarnă așa. E! Tata lui ăsta era milițian. Tata parlamentarului de azi, milițin, din milițien să tragă ăștia, că altfel numai milițienii puteau să distrugă țara. Au fost învățați, le educați. Mintea atâta, român cu udinii. Ăștia niciodată, dacă le spui de românism, ăștia te zice, bă, să iau ceasul de la mână, lăsă, ce să fac. Bun. Ăla n-avea laptop atunci, aș băga chimicul în gură, așa, să scriu aici, proces verbal. Pe pereți erau niște figuri lombroziene. Chivu Stoica, Gheorghiu Dej, ăia care ne nenorociseră erau o haită de oameni cu privire foarte rea. Foarte rea, mi-am dat seama de atunci, îngustă. Nu erau priviri din astea extraordinare, știi, frunte eminisciană sau nu, nu. Erau din ăștia. Cu mami am și mai am și pe la instituții, văd și prin ministere. Eu sunt subspecie. Știi, privire așa, știi, ca și unii pe aici și mă uit așa. Da, domnul Frec. Despre demnitate vă vorbesc. Am mai zis eu că am avut un președinte noi românii care tot timpul făcea așa. Și ne știți de ce? Pentru că bunicul s-o fura găini prin gard. Zicea, luați-o pe aia mai grasă. Aia... Da, se transmite genetic. Da, da, fura găini prin gard. Și iau pe aia mai grasă de acolo. Păi nu poți să vorbești. Da, da, te duci la duhovnic. Te duci la Arsenie Papacioc, cum e cu Maica Domnului. Și Maica Domnului, nu. Ăla, e tare, îți spune așa.
Apropo de demnitate, Raiu Știm Pârvu, ești așa? E brat! Înțelegi? Nu, zic, vede. Am avut și un ministru de externe care tot timpul se poate să zia ceasul ca asta. Da. Îi pleacă ochii. Tot de la Jmanglos. De acolo. Bun. Trece peste asta. Pentru că eu vă dau acum repere ca să vedeți. Îmi întorci la bunica. Și el a zis, tovarășa, să-mi dați buletinul. Dom'le, și odată a ridicat capul, atâta mi-a pus amenea. Și a zis, dragă, eu nu sunt tovarășa, sunt doamna, înțeles? Și abia atunci m-am întâlnit eu cu două noțiuni. Ea nu mi-a explicat, știi că e o diferență între una de noi. Prin felul cum a spus, aerul a devenit solid. Că ăla a rămas cu o privire zootehnică de porc care i-a venit Crăciunul. A rămas așa. Nu, i-a dat una în barbă așa, direct, prin comunism. Și ea era așa. Și atunci am zis că doamna trebuie să fie ceva luminos, înalt și frumos și tovarășii au un gând de bucătărie în agarie. Ai înțeles? Am înțeles în fracțiuni de secundă. Aerul însuși devenise demn. Și până a fost lecția finală, a zis, te rog să-mi dai procesul verbal. Uite așa, vede. Și a venit, totuși, cam pauza parlamentară, să dea procesul animalul și așa a scos ochelarii, n-a scos din poșetă, așa și a scos ochelarii. S-a uitat și brusc cu o mișcare de vulturi și a scos creionul roșu și a zis, cum scrie, mă, nenorocitule, s-a găsit. Sâminuță A. 2. I-a dat 2. Eu de atunci le dau 2. Asta este. M-ați înțeles? Așa se contaminează cu demnitate. Așa te contaminezi cu demnitate. Nu trebuie să-ți facă nimeni niciun fel de teorie. Iar în materie de reclamă, voi trebuie să vă puneți, dincolo de brand, suflu, talentul și intuițiile voastre adânci. Domnule, pe Constantin Tănase, geniul ăsta, actor ăsta uriaș, care era exponențial pentru neamul românesc, el făcea niște reviste la Tănase colosale, domnule. Venea la lumea, era demență ce era. Pentru că și era un român din ăla uriaș, apropo de românismul lui Tănase. Și românii liberi. Ei, și au vrut să căsăpească ăștia din oculta internațională, că ce tot îi trage cu românismul, cu românismul, cu românismul, nu știau cum, că era prea sus, prea... Și au scos o revistă concurențială cu a lui, cu un afiș mare, cu gagicile, cu picioare până sus, așa ca la Moulin Rouge, și scria pe afiș Revista Mea. Se juca la Alhambra, el juca pe Calea Victoriei în partea asta. Și Tănase, așa cu nasul lui mare, așa moldoveanu, așa mergea, și a văzut afișul. Adică a văzut că a băgat aia adversarul. A intrat pe piață. O secundă l-a văzut și a plecat mai departe. Și după două luni scoate și el o revistă. Spectacolul ăla se numea Revista Mea. Și Tănase scoate o revistă cu afici pe care scrie așa. S-o vezi pe a mea. M-ați înțeles? Vă urez succesuri! Și țiganii au zis, te vreau să Dumnezeu de eșeci. Întrebați-mă, profitați, că eu beau cine mă lua paharul. A, ale paharul.